această seară și au fermecat sala plină cu numerele lor. Super. Ați crezut? Ați văzut? O parte din el. Ce v-a speriat mai tare? Nu m-a speriat nimic. Când și-a făcut, când și-a băgat Andrava, să nu știu ce. A fost pentru prima dată în România când magia, iluzionismul sau mentalismul a urcat pe scena unui teatru. Magicienii sunt de găsit numai în locuri scumpe, eu știu, cabarete, cazinouri, evenimente, iar publicul, omul normal, omul de rând, nu are unde să vadă așa ceva. Mentalismul, unul dintre stilurile iluzionismului, este și el o noutate pentru români. Mentalistul știe limbajul corpului, psihologia oamenilor și reușește să ghicească cifre dintre cele mai complexe sau cuvinte pe care oamenii le gândesc. Nu mi-a șoptit nimeni nimic, nu a regizat nimic, de aceea foloseam și căpșunea de pluș ca să alegem oamenii aleator. Organizatorii promit că spectacole de acest gen vor mai avea loc la Teatrul Notara până la sfârșitul acestui an. Dacă publicul o să vină, eu le promit că acest spectacol o să aibă durată lungă, cu toate că îmbătrânesc cu 5 ani la fiecare spectacol. Stai un pic, nu te, că mă încurci cu microfonul ăla așa, aș vrea să...